Și uite, ne bucurăm că a reușit să intre și invitatul nostru surpriză. Cu noi și cu oameni frumoși, cum este Alex. Alex, ne bucurăm foarte mult că în seara aceasta ai reușit să intri. Îmi amintesc de prima noastră interacțiune, cum erai tu atunci, într-o duminică, când am stat noi de vorbă, cu kilograme mai multe în plus, cu frământări, cu griji, da. Și cum ești Bună acum? seara, Uite bună cum ai seara trecut. tuturor! Bună seara! Ne Sper bucurăm, că Alex! mă auziți, sper că mă auziți bine, că am ceva probleme cu internetul, dar cred că putem să purtăm o Te conversație. auzim și te vedem chiar bine, arăți foarte bine. Povestește-ne câte ceva despre tine, Alex, câți ani ai și cum erai în urmă cu 3 luni. Bună seara, bună seara tuturor! Păi, în urmă cu 3 luni, eram cu 20 de kilograme mai mult și într-o stare fizică și psihică, să zic așa, mai degradat un pic. Pentru că în 2019 am descoperit că sufer de diabet de tip 2. Am descoperit pur și simplu, tatăl meu tot așa a fost suferind de diabet. Din nefericire, el a trecut în neființă, dar a rămas, știți, glucometrul respectiv și toată recuzita unui diabetic. Și venind spre părinți, spre casă, nu prea mă simțeam bine. După un drum în care am mâncat un corn cu ciocolată, mi-aduc aminte acum foarte bine, pentru că evenimentul respectiv m-a marcat super mult și mi-am luat glicemia și o aveam 320 parcă sau 310, ceva de genul, oricum exagerat de mare. Mama mea s-a speriat și eu m-am speriat, am intrat așa într-o stare foarte psihică, foarte nasoală, dar am zis, mai orice ar fi, trebuie să merg pe drumul ăsta, trebuie să mi-l asum, dar singur am ajuns în acest punct. Am fost și mi-am făcut analizele uzuale pentru diabetici și glicata mi era undeva la 8,56. Ăla a fost punctul în care am început să mă documentez mai mult, pentru că îmi place foarte mult să știu despre lucruri și practic am început să mă documentez. Pentru că, na, cred că toți suferinții de diabet, când intră în acest sistem, să zicem, nu primesc foarte multe informații. Primesc extraordinar de puține. Adică mi-aduc aminte când am fost la diabetolog, am primit la sfârșitul vizitei în care mi s-a pus diagnosticul de diabetic de tip 2 și am primit efectiv o coală A4 cu 5-6 alimente ce trebuie să le evit și orele la care trebuie să le mănânc. Sau eventual, nu știu, programul respectiv. În timp m-a rost foarte mult chestia asta și vreau să știu, păi, sigur se poate ceva mai bine, sigur există o cale mai bună. Până când am ajuns la acest program minunat. La început mi-am setat niște așteptări nu foarte mari, să vă zic sincer. Am zis, mai orice ar fi, măcar o să învăț să mănânc corect, să mănânc ca pentru un diabetic. Ce este bine să mănânci, ce nu e bine să mănânci, ce înseamnă o fibră, ce înseamnă toate alimentele pe care le consumăm. Ei, și de aici a început minunata mea aventură în acest program, pentru care sunt atât de recunoscător că am reușit să intru în program, să-l înțeleg cu suportul oamenilor din spate, în primul rând Corinelor, care le mulțumesc în zeci. Nu, n-am cuvinte efectiv să le mulțumesc și grupului de suport. Ăla e un grup de suport foarte fain cu oameni absolut minunați care sunt la fel de entuziasmați de acest program, care ne susțin, ne corectăm când greșim, facem analize pe fiecare plate în parte. E foarte mișto, n-am ce să zic. Și da, revenind. Glicemiile mele dimineața, înainte să intru în program, era undeva la cel mai mic era undeva la 120 și cel mai mare era undeva în jur de 180. Astea erau limitele, să le zic. După
ce am trecut, o, să zic, cam o lună de zile, eu am luat hotărârea, desigur am înștiințat și doctorul diabetolog care mă are sub supraveghere și doctorul pentru tensiune arterială, pentru că am fost depistat și cu tensiune arterială. Tensiunea, ca să știți, mi-era, de fiecare dată când mergeam la doctor să mi se măsoare, o aveam 18 cu 14, dar în mod normal stătea la, la 14-15 cu 11-12. Și începusem să iau metformina, două, da, de 1000, una dimineața, una seara și vreo 4 pastiluțe pe zi pentru, pentru tensiune. A zis că nu se mai poate chestia asta și trebuie să fac ceva neapărat. Câți ani ai tu, Alex? 30, 34 de ani, mă scuzați, n-am apucat să... Mulți înainte, la 34 de ani deja tu luai atâtea pastiluțe. Pastiluțe. Da, foarte, Dita, foarte mai, multe. Băiatul frumos, cât, ce, ce înălțime ai tu? Ești înalt? 1,79, 1,80. 79-80, că noi scădem pe măsură ce înaintăm, mai scădem câte un pic. Da, și sport de performanță ai făcut tu, ți-a plăcut sportul? Da, am făcut două sporturi de performanță, am făcut basket și kickboxing. Cred că vreo 10 ani de zile, cam așa, bine, când am devenit tătic, am lăsat sportul, m-am apucat de muncă de birou și toate astea au dus în punctul în care am ajuns în program. Deci nu zic în momentul de față, pentru că în momentul de față e cu totul și cu totul altă poveste. Spune-ne ce te-a motivat cel mai mult să intri în program, Alex? A, motivația mea e una foarte frumoasă. Povestea începe când mama mea mi-a spus o vorbă care pe mine m-a impresionat foarte mult. Și mi-a zis ceva de genul, mamă, uite, știi, tu acum nu mai câștigi ani din viața ta, câștigi ani din viața copiilor tăi. Și asta mi-a dat așa, m-a răscolit un pic, am înțeles mesajul transmis. Și motivația mea cea mai mare sunt copiii. Îmi doresc foarte mult să fiu cât mai mult lângă ei și să nu fiu, să nu ajung o povară, pentru că deja aveam semne. Inclusiv am avut holter de monitorizare a tensiunii și așa mi s-a pus diagnosticul și de hipertensiune, cum foarte bine știm, diabetul afectează orice organ din corp. Acum, deci tu, Alex, manager de corporație, te-ai gândit că trebuie să fii manager în primul rând în familia ta, peste viața ta, să manageriezi starea de bine a familiei tale și să le oferi lor să fii sănătos și fericit, astfel încât ei să crească așa inteligență emoțională. Da, exact. Ne bucurăm, și Alex, într-o zonă pasivă. Și un alt câștig așa este modul cum se alimentația care o are familia mea. Adică au dispărut complet din casă tot ce înseamnă salam, carne procesată sau orice de genul. Știm prin mine, pentru că eu am văzut că eu eram factorul cheie pentru mâncările fast food-uri sau știu eu ce alte chestii. Eu eram triggerul, ziceam, ok, hai să comandăm ceva, hai să mâncăm ceva. Spune-ne, Alex, s-a deconectat. Mă rog. Vreau să-l... Nu știu, că văd că sunt aici. Nu, a ieșit. Trebuie să nu mai apar deloc. Doar că nu te vedem, te auzim, dar nu te vedem, Alex. Oricum, așa, gata, cred că... Vreau să... Ia să vedem dacă îl vedem acum pe Alex. Mă vedeți? Acum te vedem, da? Să te întreb, Alex, acum care sunt rezultatele tale, da? Ești cam la finalul programului, după 3 luni, ce diferențe, ce rezultate ai obținut? Păi, în primul rând, mult mai puține kilograme. Mi-a dat plapuma bunicilor jos de pe mine, o parte din ea. Am o 90 kilograme, foarte, chiar foarte mult. Da. Bine, am și ori de câte ori am putut să fac sport, am făcut. Adică m-am urcat scările până la etajul 8, le-am urcat, le-a coborât de cel puțin 2 ori pe zi, plimbările și 10.000 de pași, în medie 10.000 de pași, nu vreau să exagerez. Glicemiile mele dimineața, atenție, fără niciun fel de medicamentație. De când am intrat în program, cu acordul doctorului de diabetolog, care mă supraveghează, am renunțat la toate pastilele, absolut toate, niciuna n-am mai luat din a doua zi de program.
pentru că a doua zi la mine a fost într-o luni și puteam să vorbesc și cu diabetolog. Și a zis, ok, bine, dar ținem legătura și supraveghem de 2 ori pe săptămână împreună. Și a zis, sigur, niciun fel de problemă. Glicemiile mele dimineața sunt până în 90. Glicemiile din deget. Până 90. La o oră după masă, glicemia mea este 135-140 maxim. Iar la 2 ore, recent, cred că de vreo o săptămână, la 2 ore, glicemia mea este sub 95. Wow! Super! Da. Și nu mai, deci nu mai vorbesc efectiv de tonusul, recăpătarea tonusului care aveam înainte. De, simt că acum aș putea să alerg un maraton de 100 de kilometri fără să obosesc. Și mai ales, cred că partea cea mai bună și cred că cu toți diabetice trec prin faza asta, este acea stare constantă de nervozitate, de disconfort, de nu știu, lipsa somnului. Simt că toate chestiile astea au dispărut efectiv. Ce și cel mai mare, că trebuie să vorbim și de regrete, cel mai mare regret al meu va fi că voi ieși din program. Deci asta e cel mai mare regret. Da, păi discutăm, vedem, poate facem să rămâi în program, da? Este și opțiunea aceasta. Noi n-am vorbit încă cu tine. Vreau să te întreb, Alex, ce spune acum soția ta, mama ta? Aia, soția mea e cea mai fericită, pentru că și ea a născut acum un an și un pic și avea un surplus de kilograme. Ajunsese pe la 90 și ceva de kilograme și acum știu care e sub 65, ceva de genul. Bine, exact, nu cu dieta asta, dar... La nunții sunteți voi, ca doi exact. Tinerei. Mai avem un pic și facem 10 ani de căsnicie, da. Ai un pic, mai avem. Și ne-am setat niște obiective clare. Vreau să te mai întreb, Alex, uite că oamenii ne-au întrebat dacă costă acest program. Ce părere ai? Că este o investiție financiară, dar este un program premium. Ce le-ai putea spune? Merită așa să investească timp, efort pentru... Absolut. Pentru sănătate nu există cost și mai ales toate cunoștințele care se acumulează, relațiile care se creează pe parcursul programului, pe tot ce înveți efectiv. Dacă aș da timpul înapoi, aș plăti, și știind beneficiile la sfârșitul programului, aș plăti dublu prețul. Vorbesc la modul cel mai serios și nu zic, poate sun un pic exagerat în momentul de față, dar cu siguranță aș plăti de 2 ori prețul. Da, nu este, dacă cineva o să-mi zică, vezi că tu o să scapi de diabet, deci duci diabetul de tip 2 în remisie, aș plăti dublu prețul. Și fără efort, efectiv, mâncarea e delicioasă, nu ți-e foame, nu știu. Și culmea este că tu ești și bucătarul, deci tu ai gătit, practic. Da. M-am gătit pentru că soția trebuie să aibă grijă de copii, fiind mai mici. Ne-am împărțit, nu mint, m-a ajutat și ea m-a susținut foarte mult, pentru că a trecut printr-o perioadă de să ne consultăm, uite, știu, o să presupun un efort. După ce am avut discuția inițială în particular, o să presupun un efort, uite, dar ne vedem cum ne planificăm timpul să fie super ok și sigur împreună o să reușim. Și părerea mea că este că sănătatea nu are. Și a reușit, Alex. Da, mi-a da. Plăcut cum, da. Cum ai spus tu, Alex, cu bannerul, cu magazinul Cocor. Da, deci dacă aș putea, aș pune un mare banner pe magazinul Cocor, cei care nu sunteți din București. E un display enorm digital. Digital. Și aș pune acolo și aș scrie, diabetul de tip 2 se poate trata. Și aș lăsa, da. Nu știu, aș lăsa numerele de telefon al Corinelor direct să primească mai multe detalii. Și cei care doresc, dragilor, aveți pus în chat link-ul prin care puteți să vă programați, la fel cum a spus și Alex, da? Să vă programați pentru o ședință de consultanță cu cineva din echipa noastră, cu care să vedem dacă vă calificați pentru acest program. În primul rând trebuie să aveți dat diabet de tip 2, să ne asigurăm că aveți și ceva kilograme în plus, pentru că dacă sunteți slabi, dai un program de slăbit și se și slăbește prin acest program.
De asemenea, să ne asigurăm că aveți, da, rezistență la insulină, că, da, chiar dacă nu este diabetic 2, da, dacă este un prediabet sau rezistență la insulină, dacă este acea obezitate abdominală, vă calificați, dar și în special dacă sunteți foarte, foarte motivați. Și dacă vedem că vă calificați, o să vi se facă și o ofertă de preț. În ședință sunt mai multe variante de preț. Este și varianta premium, varianta scumpă. Nu este un program ieftin, pentru că este, gândiți-vă, 3 luni de zile în care sunteți monitorizați, în care efectiv atât eu cât și Corina ne aveți oricând la dispoziție și puteți să aveți acces la noi, puteți să ne întrebați, noi vă susținem, primiți și meniul care ați auzit și de la Alex, este foarte gustos, e delicios, până și celor din familie o să le placă. Ședințe de, în care ne întâlnim în fiecare săptămână de Zoom, plus grupul de WhatsApp. Și Alex, ați auzit, spunea cât de frumoasă e atmosfera în grup. Te întrerup puțin, Corina. Daniel îi spune lui Alex aici: Alex, tu ai marele avantaj al vârstei. Dacă ai cu 20 de ani mai târziu, nu e sigur că ar fi așa ușor. Tu, Alex, ai cunoscut în grupul acesta, în cursul pe care l-ai parcurs, oameni care sunt mult mai în vârstă decât tine. Ce îi poți răspunde lui Daniel, care este probabil cu 20 de ani mai în vârstă decât tine? Daniel, uite, o să fiu sincer și o să zic că am văzut, îmi vine în cap domnul Cornel, știu că, nu știu exact vârsta domnului, dar cred că are peste 70 de ani. 68 de ani, cam așa, da. Da, 68-70 de ani pe acolo. Eu n-am văzut un om mai dedicat acestui program. El era chiar pe insulină, lua 60 de unități de insulină. Și acum exact, nu mai deloc. Niciun gram de insulină injectabilă. Mi s-a părut ceva extraordinar. Și de fiecare dată când posta domnul Cornel poze de plimbările lui de dimineața, de fiecare dată când ieșea, am cunoscut tot sighetul. Ne puneam exact, poze. Exact. Exact. Și ziceam, dar ce eu nu pot să fac? Asta mă duc și eu repede, uite, 5.000 de pace îi fac acum în pauza de jumătate de oră, chiar dacă lucrez într-o corporație, mai greu, și în 10 minute urc scările până la etajul 8 și acasă și la birou și mai fac încă, nu știu, 2000 de pași, mă duc până admir peisajul, vine în engleză să zic, pur și simplu mă degajez. Dacă pentru că programul ăsta te ajută, nu numai din punct de vedere al alimentației, te ajută și să lucrezi cu tine. Ceea ce este foarte important, e total diferit, pentru că eu am mai ținut diete în trecut, într-adevăr nu știam atunci că am diabet, am mai ținut niște diete, dar nu aveai suportul psihologic de care aveai nevoie să înveți, da, cum să mănânci. Că noi diabetici mâncăm repede, să ne săturăm, să mâncăm cât mai mult până când reușim, până când insulina reușește să fie asimilată de către celulele. În fine, e un proces acolo. Cei care veți intra, sigur o să le învățați. Da. Și, exact. Și acum înveți să savurezi gustul mâncării. Efectiv. Da? Plus toate beneficiile. Cum să-ți identifici tipurile de foamete. În fine, nu vreau să fiu spoiler acum. O să fie foarte, foarte interesant. De control al stresului, Alex, ce ne poți spune? Ai învățat să gestionezi mai bine stresul? Absolut, absolut. Și chiar am făcut un test zilele trecute, pentru că îmi plănuiesc să monitorizez și un senzor care să monitorizeze glicemia 24/24. Eu sunt omul testelor, adică fac teste din toate părțile să văd ce mă afectează mai mult. Și în ziua de post am avut un stres mai puternic la muncă. Înainte, când îmi luam glicemiile, simțeam când cresc oarecum și vedeam că sunt foarte mărit din cauza că eram foarte stresat. Deci pot să zic acum că într-o zi de post am avut cea mai mare glicemie. În mod normal stă undeva la 90-95. Dar fiind o zi mai încărcat din punct de vedere emoțional și pe plan personal și pe plan profesional, crescuse la 117. Cortizonul este unul din cei mai mari dușmani ai diabeticilor de tip 2. Și în acest program înveți efectiv să gestionezi
stresul. Să identifici cu adevărat dacă acele gânduri sau acel stres sau acea situație este, îi permiți tu să te afectezi. Adică să-mi cresc nivelul de cortizon? Nu. Prefer, hai să văd cum pot să tratez. Sau hai să văd dacă aceste gânduri sunt într-adevăr fondate. Sau dacă, nu știu. În fine, sunt foarte, foarte multe situații. Ai învățat cumva, Alex, să te detașezi de emoție, să nu mai fii tu emoția, eu sunt emoția, ci eu am emoția aceasta acum. Hai să vedem cum putem să gestionăm emoția, nu doar corporația, da? Și emoția, astfel încât glicemia să se normalizeze, să ne simțim bine, să gestionăm apoi relațiile, să fim productivi la locul de muncă, fericiți în relația cu soția, cu copiii, da. Da. Mulțumim, Alex, chiar ai avut rezultate foarte frumoase și suntem recunoscătoare pentru bucuria pe care ne-ai transmis-o în grup, energia și determinarea pe care tu ai avut-o. Acum mergi la sală, da, și da. Continuăm să facem progrese, nu ne oprim aici, da? Deloc. Asta va deveni un stil de viață pentru că se merită. Se merită să fii sănătos. Iată, tu deja ai răspuns și la întrebarea dietă, stil de viață, ce să aleg, clar, este un stil de viață, un stil de viață pe care îl are omul fericit, omul care, da, are ritualuri sănătoase de viață. La revedere, Alex, îți mulțumim pentru... Te mândră de tine, de rezultatele tale și felicitări și soției tale care te-a susținut și... Sunteți o echipă super și uite, i-ați motivat, i-ați încurajat și pe cei care poate se întreabă, oare se poate, oare, ei bine, dragilor, ați văzut, se poate și dacă ești tânăr și dacă ești mai în vârstă. În alte webinare am invitat-o pe Gabriela Murin, care și ea e la 60 de ani și care are de 18 ani diabet și era cu 4 insuline pe zi, peste 100 de unități. Ideea este că se poate, important este să vrem. Îți dorim multă, multă sănătate, Alex, și să te bucuri cât mai mult de copilașii tăi. Mulțumesc tare mult, la fel și încă o dată sunt veșnic recunoscător pentru tot ce am obținut în acest program.